Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul Constantin Florescu, este candidatul PMP la funcția de primar al municipiului Buzău și împreună cu domnul Fănică Bârlă, candidat pe listele CLM din partea PMP. Haideți să vorbim puțin despre sănătatea buzoienilor, pentru că știu că aveți proiecte și din acest punct de vedere, un sistem medical sigur, în primul rând, pentru buzoieni. Da, primul proiect din programul nostru, după cum știți, este înființarea unui spital municipal dorit de ani de zile de buzoieni, este o necesitate. Am fost aici cu doctorul Mănica, care este consilier și a explicat pe scurt că există posibilități eficiente și rapide ca să construim astfel, un astfel de spital. Acesta este un proiect pe termen lung, însă noi avem idei și soluții și pentru întărirea actualului sistem. Sistem care asigură sănătatea, sistem sanitar. Și eu mă gândesc în special la cele 71 de cabinete medicale de familie. 71 de cabinete de medicale de familie care în această perioadă practic au fost lăsate fără niciun sprijin. Nimeni nu se interesează de soarta acestor medici care trebuie să recunoaștem, ei asigură baza îngrijirilor medicale. În prima dată mergi la medicul de familie. Ei asigură prevenirea, ei asigură relația directă cu bolnavii. Acești medici trebuie sprijiniți de administrație. M-am gândit concret să într-o primă fază să înființăm un grup de lucru. Un grup de lucru care să primească sezizările, să se intereseze care sunt necesitățile din punct de vedere administrativ al acestor oameni. Pentru că ei sunt, practic, ei sunt în prima linie pentru că ei ne apără, ei fac prevenirea. M-am gândit și am constatat, făcând anumite cercetări în legătură cu situația protecției persoanelor care au anumite dizabilități. Acolo avem o direcție specializată la primărie, direcție care este ineficientă. Sunt acte normative care obligă administrația, prin organele specializate, să le aducă la cunoștință celor care au dreptul să beneficieze de ajutoare sub acest aspect. Din și câteva dosare pe care le-am pe rol, constat că administrația nu numai că nu le aduce la cunoștință, nici nu le dă decât pe ultimii 3 ani în urmă, că invocă prescripția. Deci aici trebuie umblat la eficiența și la ceea ce trebuie să facă pentru acești oameni, care nu trebuie să fie neglijați. Avem cadru legal, avem toate condițiile, trebuie să îi ajutăm și să fim aproape de ei. Domnule Bârlă, cum e? Știu că toți candidații în general au proiecte pentru un spital municipal, așa s-a întâmplat și în 2016. Ce soluție vedeți pentru sănătatea buzoienilor? Orice proiect pentru dezvoltarea mediului medical sănătos pentru orice oraș trebuie început. Domnul Florescu și-a însușit în 2016 și a crezut în acest proiect, era din altă parte. Și merge mai departe cu el. E un om care chiar crede, dar ăla trebuie început. Dacă se începea în 2016, era la un stadiu destul de avansat în momentul de față, indiferent cine va câștiga primăria. Nu putea să-l oprească decât dacă... Nu mai spun. A spus să nu mai... Da. Deci trebuia să continue. Deci, în primul rând, trebuie început. Orice lucru este greu dacă doar îl discutăm, îl punem pe hârtie, îl aranjăm, îl prezentăm din diferite culori politice, dar nu îi dăm drumul. Să punem mână de la mână, în vot mă refer, într-un consiliu local, să-i dăm drumul. Aceste proiecte nu sunt proiectele unuia sau altuia, nu sunt proiectele administratorului municipiului, sunt proiectele buzoienilor. Oricine l-ar face și oricine contribuie va avea o parte de merit, măcar morală, măcar a lui propriu. Deci soluțiile nu sunt foarte complicate, trebuie doar voință și determinarea de a începe să faci ceva. La București s-a făcut în 2 ani de zile un spital de 10 ori mai mare decât s-a făcut, din contribuție proprie, la care exact, a intervenit și statul. A intervenit statul. Dar oamenii au fost cei care au contribuit. Da. Și oamenii au fost. Deci important este să începi un același proiect, să-l pui nu numai pe hârtie și să-l vorbești. Să începi să-l faci, să-l pui în teren, să-l pui în operă. Corect. Știu că aveți un proiect și pentru mediu, se numește foarte frumos Buzăul Verde. Ce înseamnă? Cum vreți să arate Buzăul Verde în următorii 4 ani? Domnul Bârlă se ocupă special de acest proiect. Este la suflet, am văzut și celelalte partide. Ne oferă posibilitatea ca să plantăm arbori peste fie,
în terenurile unde se poate, peste tot, și cetățenii, odată mobilizați, primăvara vor planta arbori. Trebuie să știm că legislația silvică ne permite să luăm salcâmi pe grate și să plantăm în zonele care asigură protecție, deci trebuie să dăm un spirit cetățenilor să vină să planteze, așa cum reprezentantul USR-ului, am văzut că îi place să meargă cu bicicleta și mie îmi place să merg cu bicicleta, dar în același timp trebuie să îngrijim și parcurile existente. De exemplu, mulți cetățeni au critici în legătură cum arată crângul, vechiul crâng, mulți copaci uscați, apa neîngrijită, deci trebuie să mergem paralel pentru mediu. Domnule Bârlă, vă rog. Da, Buzăul Verde este o necesitate. Dacă noi stăm încă bine, deși ne taie toată lumea copacii seculari și ne taie pădurile României, în mediul urban chiar avem o mare problemă. Nu cred că sunt câteva localități care să poată să corespundă din punct de vedere al celor 26 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Nici Buzău nu stă foarte bine. Chiar dacă ne-a venit în patrimoniu crângul. El a fost deja, oricum era calculat și înainte. Tot nu stăm foarte bine. Sunt zone aride, sunt zone vaste ale municipiului care ar putea fi create o pânză verde, cum este nord, centura de nord-est, cum e și partea de nord-vest a centurii, în care avem terenuri suficiente care nu sunt viabile, care nu au o încărcătură importantă pentru a se putea dezvolta altceva, și atunci cred că aceste bariere verzi, aceste perdele verzi, asta ar însemna într-adevăr un plământ suplimentar pentru municipiul Buzău și pentru noi, pentru, nu numai pentru sănătatea noastră, și pentru banii noștri, pentru că infringimentul asta nu mai este o noțiune abstractă. Deja suntem loviți în fiecare lună, suntem loviți de diferite modalități în care Europa spune să ne dezvoltăm civilizat și armonios și noi nu suntem capabili să o facem, și atunci avem repercursiuni. Crângul s-a tăiat foarte mult în crâng. Nici nu mai fac o polemică de ce, cum și în ce fel. Dar dacă tot s-a tăiat în condiții corecte sau incorrecte, de ce nu se plantează nimic? De ce nu se replantează? Acolo un loc în care este gol. Vorbea domnul Florescu de Pug. De ce este foarte important acest Pug? Pentru că în Pug o parte integrantă o constituie și registrul verde al municipiului Buzău. Toate spațiile, dezvoltarea unui oraș, atât ca și locuri de parcare, ca și dezvoltare rutieră, trebuie să meargă într-o perfectă simbioză cu spațiile verzi. Nu poți să construiești 100 de metri de parcare dacă nu poți să creezi și 100 de metri de spațiu verde. Asta înseamnă dezvoltarea unui oraș verde. Dezvoltarea urbană se face într-o simbioză perfectă între construcții și spațiu verde. Se pot optimiza toate aceste spații verzi, pot fi luate la mână. Metru pătrat este foarte important. Japonezii se bat pe metru pătrat de spațiu verde. Noi încă nu avem. Eu am început în 2015, am început Cartea Verde a municipiului Buzău. Nici în momentul de față nu a fost terminată. Cred că este și abandonată. Sau cel puțin mi-ar place să cred că nu este abandonată, deși sunt convins că este abandonată. Am pus la Tarlaua 33. Toată lumea vorbește. Deci eu am lăsat primarului în funcție și viceprimarului cu atribuțiuni, i-am lăsat jumate de lucrare făcută. Nici măcar nu era plătită de primărie. Era contribuția oamenilor de acolo care au venit în întâmpinarea primăriei și au făcut toată ridicarea topo de acolo. I-am pus toată documentația, am pus CD-ul, i-am pus tot la dispoziție. Este abandonat, este undeva aruncată dacă mai există. Deci nu e normal să ai în mână atâția ași și să te joci cu 2 ani și cu 3 ani. Doar pentru că așa dă bine. Asta înseamnă pentru mine a discuta pe principii și a discuta absolut corect. O campanie cinstită, corectă și civilizată. Asta înseamnă să ai o dezbatere în care să nu mai minți populația. Auzeam acum 3 zile un candidat care a dus bugetul Buzăului de la 44 de milioane de euro la 77 de milioane. Absolut mincinos, absolut fals. Bugetul municipiului Buzău, cel mai mic, a fost de 64 de milioane și l-am lăsat în 2016, 64 de milioane. Poate că vor fi 77, dar restul sunt veniți, nu sunt bugetul municipiului. Sunt bani atrași de la guvern, din fondul de rezervă, aduși tot de un buzoian.
Ok, e foarte bine, este un plus. Dar nu că am dublat bugetul municipiului Buzău. E fals. Lumea crede chestia asta. Asta voiam să vă spun, că nu e normal să-ți faci campanie pe minciună. Nu e normal, nu e corect. Și atunci cum vrei să demonstrezi? Decât într-o dezbatere. Eu am actele. Ăsta e bugetul care l-am lăsat la primărie în 2016. Fără arierate. Am spus că am avut arierate. Nu, acum sunt arierate. Când s-a preluat primăria în 2016, în iunie, municipiul Buzău nu avea niciun arierat. Am documentul oficial semnat, ștampilat, de Trezoreria României și de Ministerul de Finanțe al României. Și eu am document din raportul Curții de Conturi, în care o să-l prezint, care este situația datoriilor în acest an a primăriei. Dar da, bineînțeles, o să vin cu documentul. Niciodată nu am crezut în labilitatea cetățeanului cinstit și serios care vrea să voteze, în slaba lui informare și nu el este de vină. Pentru că asta îi se spune, de 4 ani de zile îi se spune ca și picătura o minciună și o să o creadă. Un om de bună credință te crede până la proba contrarie. Una e să ai 3 emisiuni și una să ai 300 de emisiuni. Nu poți în 3 emisiuni să anulezi minciuna a 300 de emisiuni. Nu e posibil. Nici Dumnezeu, dacă ar fi, n-ar putea să acopere. Asta înseamnă a nu fi corecți. Să încheiem. Spațiul verde este foarte important pentru orice oraș și pentru Buzău în special, pentru că elementul acesta de protecție a naturii este parte componentă la fiecare proiect european, dacă vrem să luăm banii europeni. Un aspect al fiecărui proiect este protecția mediului. Și de aceea trebuie să acordăm atenție acestui aspect. Aș vrea, pentru că mai avem câteva minute, să le transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc. De ce să vină în primul rând la vot pe 27 septembrie și de ce să aleagă PMP pe dumneavoastră, domnule Florescu, pentru a fi primarul buzoienilor în următorii 4 ani și pe dumneavoastră, domnule Fănică Bârlă, în Consiliul Local Municipal? Îi invit să vină la vot dacă le pasă. Dacă le pasă, pe mâinile cui rămâne administrația, pe mâinile cui rămâne banul public. Pentru că eu am intrat în politică și solicit să ajung primar, pentru că am văzut că banul public este cheltuit total necorespunzător, ca să fiu elegant. Și îmi pasă, pentru că acest lucru, cetățenii trebuie să-l oprească. Am ajuns practic la capătul, la fundul sacului. Nu se poate mai rău de așa, pentru că suntem în pericol toți. Nu o să mai avem bani de salarii, nu o să mai avem bani de pensii dacă astfel de oameni decid cu privire la banul public. Da? Nu este normal. De aceea cetățenii, e vorba de spirit civic și să decidă cine merită să le cheltuiască banul public. Fac din nou apel la actuala administrație să ne transmită contractele, facturile, recepțiile de la toate investițiile, de la toate achizițiile, de la flori, de la autobuze, de la un proces verbal de recepție, de la străzi. Da? Pentru că asta este miza. Cum se cheltuiește banul public? Și cetățenii, dacă sunt interesați, să vină să voteze. Domnule Fănică Bârlă, vă rog. Deci invit toți cetățenii la vot și îi rog să voteze PMP-ul, îi rog să voteze candidatul la primăria municipiului Buzău, pe domnul Constantin Florescu. Îi rog și invit să voteze toată lista de consilieri PMP. În mare majoritate este compusă din oameni tineri, oameni care nu au făcut până ziua de astăzi politică, care și-au dezvoltat personalitatea în plan privat și în plan personal, fără a fi ca pârghie politica, și de aceea am și adus pe liste, care sunt sau care încercăm să-i conducem, 3 oameni cu experiență care am făcut politică, avem forța necesară, avem juristul necesar care să poată să pună în operă legală tot ceea ce vrem să facem. Au în mine un tehnic și un administrator care are experiența necesară, care am dovedit că pot să fac ceva pentru Buzău. Are un comunicator și un om de suflet pe frățiorul, care așa știe tot Buzău, frățiorul nostru, un om care știe să comunice, care are o relație socială extraordinar de bună, un PR social foarte, foarte bun. Ăștia suntem noi și noi vrem să ducem acest oraș în mai bine, să luăm tot ceea ce a fost bun de la predecesorii noștri și să urmăm o cale corectă, dreaptă, în folosul moral și material al buzăienilor. Votați PMP!
Eu vă mulțumesc mult pentru prezență, domnule Florescu, domnule, și noi mulțumim. Vă doresc mult succes și de asemenea echipei de consilieri succes în continuare. Ne vom revedea și în zilele următoare și o să mai vorbim despre proiectele pentru Buzoieni. Vă mulțumim frumos. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. În câteva minute urmează jurnalul Campus TV. Seară bună, la revedere!